Bună dimineața, dragii mei! Marți 14, bine că nu-i 13, răcoare de dimineață, 3 grade în termometre, urcă până praf vreo 7, cu plus, evident, supărată vremea, nu-i nici ploaie, nu-i nici lapoviță, nu-i nici șliboviță, nu-i nici nimic. Adică e supărată decât atât de dimineață. Șanse de soare astăzi mai puține, adică zero spre deloc. Și astăzi și mâine soarele se lasă așa scump la vedere, se lasă greu văzut. Vine însă și vremea lui, la fel cum va veni și vremea noastră. Mai pe noapte undeva la 2 grade, mâine 10 grade, poi mâine vreo 8 grade. Vorbim de temperaturile diurne. O să avem așa o alternanță 10-11 grade până pe miercurea viitoare, când o să avem un vârf. Cel puțin asta ne spun ăștia de la meteo, că vom urca până pe la vreo 15. Dacă rămânem să nu acolo, povestim atunci la vreme că de miercurea e altă, cu Doamne ajută, tot aici ne vedem. Vremurile trebuie să discutăm neapărat de ele, pentru că este fabuloase. Băi, atât de fain în Românistanul ăsta al nostru, extraordinar. Deci nu-ți poți lua decât privirea de la țara asta noastră frumoasă, de la drumurile noastre, de la investițiile noastre, de la sănătate, de la învățământ, de la tot ceea ce cuprinde statul român. Ura, ura, ura. Bună dimineața, Florin. Bună dimineața. Da. Foarte optimist, nu? Am văzut că așa ați început într-o notă care să se apropie mai degrabă de cum e vremea afară. De cum e vremea afară, da, corect, corect. Dar să știți că în final lucrurile vor fi foarte bune, pentru că vine soarele întotdeauna după nori, vine sau clar. Ceață sau, sau soare. Lucrurile vor fi foarte bune. După atâta fric și ploaie, iar răsare soarele. Era pe vremurile astea, când eram eu negrizonat. Amintirea. Da, amintirile astea, amintirile, mă, cum e aia, mă copleșesc, mă nebunesc, mă iau, mă trântesc, da. Amintirile, da? Amintirile mă copleșește. Mă copleșește, ca să... Dar primarul, uite că a fost al nostru decât de Suceava până la adunarea generală a Asociațiilor Municipiilor din România, viceprimarul undeva în Franța, la cei cu care înfrățitul ne-am, e vorba decât de Laval, noi la Vale, la Val, ca să ne înțelegem, da? O să avem un târg Agroexpo Bucovina. Când vorbim de drumurile noastre toate, vorbim doar decât de faptul că suntem pe primul loc. Că tot vă spuneam în preambulul emisiunii, suntem pe primul loc. Sau, mă rog, pe ultimul, cum vreți. Adică pe ultimul loc în ceea ce privește siguranța rutieră și numărul de accidente cu victime. Suceava deține de departe primul loc și îl deținem de ceva timp. Băi, deci ne-am încăpățânat să fim pe primul loc. Nu ne dăm de acolo veci și pururi amin. Da? Și eu știu, nu există zi lăsată de bunul Dumnezeu ca să nu găsim în ziare vești despre accidente. Care dintre ele mai grave, mai puțin grave, dar accidente rutiere foarte multe în Suceava. Și se întâmplă în continuare. Întrebarea este pentru că de ce? Păi pentru că nu avem drumuri. Pentru că bă, dar de ce totuși atâtea accidente? Bun. Nu știu dacă sunt mai multe mașini decât în alte județe, dar și informațiile pe care le avem în ultima perioadă de la colegii noștri din presa scrisă, numărul mașinilor înmatriculate în Suceava este în continuă creștere, da? Mai ales aceste facilități acum oferite de lipsa, știu eu, taxelor... Taxe de primă înmatriculare și așa mai departe, a favorizat, pe de o parte, poate fi acesta un motiv care duce și la o aglomerație pe șosele și la aglomerație la locurile de parcare și așa mai departe. O altă problemă ține de infrastructura rutieră, în sensul că avem drumuri doar cu o singură bandă pe sens. Da, doar la, în câteva localități avem la intrare și la ieșire câte două benzi pe sens. În rest, avem o singură bandă, majoritatea drumurilor au o singură bandă pe sens, ceea ce îngreunează în mod clar... Și alea vai de amarul lor, năcăjete. Dacă mai vorbim și despre faptul că din iarnă drumurile județene și naționale au ieșit prost, unele chiar foarte prost, găsim un nou motiv. Apoi, extrem de important, cred, din punctul meu de vedere, este și modul în care probabil se face educația rutieră a șoferilor. Mai ales a tinerilor care obțin carnete, pentru că cele mai multe evenimente, dacă urmăriți, veți vedea că au ca autori tineri care au obținut de puțin timp carnetul de conducere, au mașini puternice, zmeurei. Vedeți, nu mai sunt acei ani în care
aveam tineri care plecau în străinătate și cumpărau prima mașină cu 1000 de euro și veneau să le arate prietenilor ce au reușit în câteva luni de muncă prin Italia sau prin Germania. Nu, așa. Da, avem câțiva ani, vreo 2-3 ani, când acești zmeurei au dispărut, în schimb au apărut autohtonii. De regulă, copii cu părinți cu bani mulți, care le-au oferit mașini puternice, care se cresc stăpânii șoselelor și de cele mai multe ori ajung în gard. Asta este, din nefericire. Din nefericire, sau poate din partea proastă e că pun în pericol și ceilalți participanți la trafic. De asemenea, cred că un rol extrem de important în creșterea numărului de evenimente rutiere reprezintă activitatea de prevenție a polițiștilor din localități. Din localități. Vorbesc de șeful de post, de cel de acolo. Dacă cei de la poliția rutieră pot fi văzuți în stradă în tot felul de acțiuni, dar eu v-am mai spus, ca navetist de Rădăuți, nu există zi lăsată de la Dumnezeu în care să nu întâlnesc cel puțin un echipaj de la poliția rutieră. Acesta fiind serviciu specializat. Dar eu cred că un rol extrem de important îl au cei din comune care, poate în anumite momente, sunt extrem de indulgenți cu cei obișnuit să conducă fără carnet, cu cei obișnuit să conducă cu mașina beată. Știți, se mai îmbată mașina și merge până acasă. Mașina asta are debrietate, da. E un nou fenomen. El se știe cu șeful de post și a rezolvat problema. Și câteodată mai îndrăznește să mai intre și pe european și acolo este prins sau nu este prins. Ia mașina. Este prinsă sau nu. Extrem de important, din punctul meu de vedere, autoritățile aici ar trebui să insiste. Cei de la Inspectoratul Județean, cred că în zona aceasta a șefilor de post, dacă se dorește o prevenție la nivelul acesta. Bun, ei au foarte multe lucruri de făcut acolo în comune, știu, au foarte multă treabă, sunt extrem de ocupați, extrem de importanți în comunitate, dar partea aceasta de circulație sigur poate fi controlată mult mai bine decât ei. Apoi vorbim despre educația rutieră primară, dacă doriți, de aceea din școală, dar avem tot felul de obiecte la școală, avem inclusiv religie, dacă doriți, la școală, dar educație rutieră nu avem. Că se mai trezește câteodată câte un diriginte sau câte o învățătoare să invite pe cei de la poliția rutieră să le explice copiilor cum este bine de circulat. Asta e la urma urmei vorba de educația elementară despre circulație. Pentru că acest copil va ajunge la 18 ani și va lua un carnet și dacă vine cu o bază de undeva din școala generală cu regulile minime de respectat, le va respecta și în continuare. Nu va trebui doar în timpul lecturii pentru examenul de a obține carnetul de circulație să învețe. Și toate acestea la un loc, la un moment dat, duc la asemenea eveniment. Nu, am identificat deja vreo 5-6 posibile cauze care toate la un loc creează probleme. Ne și plafonăm, așa, vorbim de autoritate. Așa, autoritatea se și plafonează într-o oarecare măsură, sau mă rog, e închistat așa în timp, fără să încerce să se, cum să-i spun eu, să se plieze pe tot ceea ce înseamnă dezvoltarea traficului rutier, aglomerația, numărul de mașini, pietoni și așa mai departe, pentru că mie mi-e foarte greu să pricep cum lucruri banale la un moment dat nu pot fi puse în practică. Spre exemplu, pe drumurile pe care toți circulăm, apar numai semnele de trecere de pietoni, alea sunt un albastru cu alb, așa, care nu te lovește în ochi pe o vreme ca asta absolut deloc, mai ales că nu apar benzele alea care ar trebui să fie albe pe jos și pe care ar trebui să le vezi și alea ar trebui să strălucească, alea nu sunt benzele care fac diferența între înainte și înapoi sau sens și pe celălalt sens, știi? Cerem noi chestii legate de pietoni sau nu sunt, atunci când vorbim de semnalizare rutieră, am ajuns acum în epoca în care avem lămpi solare, nu știu de care, nu știu, chestii extraordinare, ard, fac, se încarcă de la lumină, de la soare și nu ne reușim să facem o chestie de gen, o semnalizare pentru treceri de pietoni care să fie luminată, fie până și pe, nu știu, la trecerea prin localități, pe drumurile astea, că sunt europene, că sunt județene, că sunt naționale. Nu știm să facem acele spinări de cămilă, că tot povesteam înainte de care să vină, și să prevină vitezomanii că pot să ajungă cu capul în turelă, chiar dacă nu-i turelă, să treacă cu capul din
încolo, în afară, dacă nu sunt atenți la drum. Și toate astea duce la un plus. La noi nu se poate, la noi mentalitatea asta închistată aici ne face să fim acolo unde suntem. Știi, din păcate, pentru că... Nu știu dacă e vorba doar de mentalitate, cât despre niște obiceiuri perpetuate, dar pentru că nimeni nu are atenția acestei lucruri. Așa sunt de minore, bun, cu facturi mari. Dar sunt niște lucruri care vin la vremea lor, trebuie să vină la vremea lor. Nu, au o anumită ciclicitate care, dacă nu este respectată, poate cauza probleme mari. Știi, ca și când, dacă ca și când va fi un funcționar care va trebui să plătească amenzi pentru că nu a întreținut drumul la timp, da, pentru că nu a dat cu vopsea, că nu a pus un semn care de circulație corect, dacă ar fi sancțiuni în acest punct de vedere, lucrurile n-ar mai sta așa. Corect, e corect. Da, pentru că la un moment dat toate se opresc undeva. Da? Dacă în urma unui accident, să spunem, de circulație, Doamne ferește, cu victimă, ancheta ar continua și ar spune șoferul, Doamne, n-am văzut, n-a fost semnul, n-a fost nu știu ce, iar funcționarul ar fi răspunderea funcționarului ar fi și activată în urma oricărui eveniment rutier, lucrurile n-ar mai sta așa. Ori anchetele la noi se termină în zona vinovăției participanților la trafic, nici de cum a administratorului drumului. O protecție a administratorului drumului este observată. Indiferent ce am spune, a celor care cheltuie care banii fac, românilor, da, ca să repare drumurilor, sunt protejați într-un fel sau altul, pentru că nu i-am văzut pe nicăieri chemați în instanță. Da, eu am văzut un singur proces, să-mi cer scuze, la Rădăuți, din partea unui domn care a lucrat în domeniul juridic și avea cunoștințele necesare, când a atras primăria la răspundere pentru că și-a stricat mașina într-o groapă. Da, și-a câștigat procesul în final și a reușit să obțină banii pentru reparații. A deschis o cutie a Pandorii până la urmă. Și pentru proces. Asta se întâmpla în urmă cu 6-7 ani. Mm. Dar a fost singurul caz în care cineva a vrut să facă acest lucru și omul ăla s-a săturat la un moment dat de atâtea procese, termene și așa mai departe, pentru că juristul primăriei își permite pe salariul lui să meargă să ceară termene pe când el era cu avocat cu plata la termen, nu? Și apare iarăși această situație. Da, este o protecție a administratorilor publici pe care o oferă tot statul român capitalist, iar acestea sunt efectele. Dar să ne dezbărăm, să ne pliem pe ceea ce înseamnă dezvoltare. Și am să spun o chestie, știi, m-am tot lăudat și pe bună dreptate, pentru că e o realitate. Am tot lăudat și laud drumurile vecinilor noștri de la vest. E vorba de primii noștri vecini, de unguri, chiar dacă nu ne place de ei. Au investit foarte mult în infrastructura rutieră și au făcut drumuri și au făcut autostrăzi cu mii de kilometri de autostrăzi, circulate, necirculate, pline sau goale, toate în stare de funcționare, toate sunt însă supravegheate video mai nou. Dacă vorbim de viteză, primești acasă înștiințare de oriunde ai fi. Și atunci, vorbind de siguranța rutieră, lucrurile stau un pic altfel. Să vezi, când treci pentru o localitate în Ungaria, toată lumea se pliază pe 50 la oră. Bă, nu l-ai vedea pe unul trecând 50 și un picuț, până în 60. Dacă limita e 50 la oră, bagă până în 56, 57, 58. Bă, dar nu l-ai vedea pe unul trecând. Nu contează că e de al lor sau că e de al nostru sau că e din altă parte, nu trece mai mult pentru că știe că e supravegheat. Bun. Și că vine acasă premiu, știi? Eu vorbesc apropo de siguranță, vorbiți de știi? Ungaria, vorbiți de vest, dar mergeți în Bulgaria. Să vedeți câte autostrăzi, câți kilometri de autostradă s-au construit în ultima perioadă. Am înțeles că au deja două magistrale metrou construite de la zero în Sofia. Și ce noi n-avem? Da, avem o moștenire din 89, un traseu care da, și lucrăm acum la o altă magistrală. Da. Lucrăm, nu, că lucrăm. Noi avem modul nostru de lucru. Este autohton. Trebuie brevetat la un moment dat. Cred că veți putea discuta cu orice polițist de la rutieră care vă va povesti despre fiecare pai cu umbra sa sau umbrele sale. Aha. Aha. Dar nu poți, în momentul în care umbra este activată, apare o problemă. Discutam pe vremuri, deci nu e actual, când polițistul de la rutieră de la Rădăuți, care acum a trecut în rezervă, relata tot felul de situații și spunea, dacă în primele 5 minute n-am scris procesul verbal... În următoarele 10 sună telefoanele cadrace. Și de asta mă grăbesc că l-am văzut, că e jale, încep să scriu. În momentul în care a sunat telefonul, se spunea, dar l-am scris.
Ce să mai fac, frate? Așa. Nu mai pot. Și de acolo era și vorba că fiecare pai cu umbra sau umbrele sale și de aici și funcționează. Na, cum să vrei autoritate în condițiile în care zi de zi... Dar avem atâtea cazuri, inclusiv în Suceava, ieșite din interceptări, nu? Mergea părintele și suna... Sunt o grămadă de situații. Despre un șef important din poliția Suceava s-a discutat despre faptul că... S-a dovedit la un moment dat că n-a avut nicio... Dar nu că n-avea nicio legătură, nu i-a interesat pe nimeni telefonul ăla, îi căutau altceva. Da, da, fost, e adevărat așa. Da? Dar apar situații de genul ăsta care dau senzația unor tineri teribiliști, pentru că nu cei care sună fac de că regulă... Pot face legea până la urmă, da, și pot face ce vor ei. Cred că pot face ce vor ei și nu e așa. Asta e problema. Că cel mai mult vorbeam chiar ieri, dacă nu, și despre oaspeții noștri, nu? De la Piatra Neamț, care vin și... Care, da, da, da. Vin aici să mai o amendă, mai un permis, două, mai de astea, mai două, chiar două viteză, amenzi, mai... Da? Așa. Ideea e că și, apropo, spuneam de ceea ce se întâmplă, știi, tinerii, într-adevăr, cu mașini puternice, experiență puțină, drumurile sunt așa cum sunt. Și sunt așa cum sunt. Drumurile sunt pe nicăieri, umblăm pe niște drumuri desfundate, că nu le pot spune așa. Pe alocuri sunt drumuri comunale cu mult mai bune decât drumurile naționale sau drumul european care merge dintr-o parte în cealaltă a județului. Din păcate, sau mă rog, drumurile europene, că-s două. Din păcate, la modul ăsta stăm și la modul ăsta ne plafolăm și peticim. În fiecare an vine primăvara, peticim, ne bucurăm foarte tare, băi, am astupat o groapă, am astupat în cun, am peticit, am frezat, am făcut o bucată și încă o bucată, am tras două duni și treaba în regulă. Nu în regulă, frate. Hai să facem totuși ca treburile să fie în regulă. Ar trebui să zic autoritatea. Dar pe autoritate o doare unde? Că uite, spun acum. Zice Șerban Nicolae. Știți cine e Șerban Nicolae, nu? Copilul ăla mic care încă suge, evident, din este politică. Președintele din politica, Comisiei Juridice din Senatul României. Da? Din politica lui Caghebescu și care este președintele Comisiei Juridice din Senatul României. Cel care la un moment dat îi spunea unei doamne din Ministerul Public, bă, eu sunt legea, ieși afară, poate ai treabă, că eu cred că te rețin. Cam ăsta este acest Șerban Nicolae. Și zice el la un moment dat, bă, s-a făcut un scandal teribil, grațiere, alea, deci toată lumea a țipat până când a venit Dragnea din Brazilia să vadă ce, că a plecat, era plecat să vadă ce cu milionul lui de euro. Și când s-a întors, a zis, bă, zice el, Șerban Nicolae, rezolvă treaba că e groasă, iese lumea în stradă. Zice Șerban Nicolae, nu este exclus să renunțăm cu totul la legea grațierii. Deci, decât asta e România. Ar fi trebuit de mult Șerban Nicolae să plece acasă, ar fi trebuit de mult să plece acasă Dragnea, pentru că ocupă acea demnitate, înaltă demnitate publică, e vorba de președintele Camerei Deputaților, el fiind la bază de cât infractor dovedit cu acte în regulă, în sensul că are o condamnare cu suspendare. Foarte mulți din cei care sunt acolo ar fi trebuit să fie plecați acasă și poate așa, Românistanul ăsta al nostru ar fi avut o șansă. În condițiile astea, n-avem nicio șansă. Mai ales că, uite, Dragnea zice, a început jocul, jocul demisiilor, știi? Uite, Fițuica, nu-i Fițuica. Zice Dragnea, băi, tăticu, am rupt demisia lui Ponta, nu-l mai dă nimeni afară din partid. M-am liniștit. Băi, deci aveam o problemă de n-aveam aer. Ce o să facă Ponta, ce o să facă Dragnea? Știi? Bun, lucrurile rămân în aceeași notă pe care tot o vedem de la începutul anului, de fapt de la 11 decembrie, imediat după alegeri. Vedem un Dragnea care are o agendă proprie, domnul Dragnea fiind președintele PSD și președintele Camerei Deputaților, nu? Da. Omul care a venit cu, care a avut planul de guvernare și lista guvernului în geantă, era singurul care știa cum arată planul de guvernare și programul de guvernare și cum arată guvernul României. Domnul Dragnea, care întâmplător era plecat în străinătate când a fost inițiat ordonanța 13, nu era pe acasă nici când domnul Șerban Nicolae încerca să modifice condițiile grațierii. Când același domn Șerban Nicolae spunea că sub nicio formă nu este uman ca cei care au luat mită să stea câte trei în pat în pușcărie, o grijă vădită pentru cei care au făcut acte de corupție. Aceiași oameni supărați că hoților li se spune hoți, dar nu-i nimic nou. Din nefericire, asistăm la același tip de scenetă. Nu știu care este, deja nu știu care este scopul, pentru că deja
S-a întrecut, dacă doriți, măsura în această zonă. Am avut protestele cu ordonanța 13, am avut discuțiile pe ordonanța 9, da, pe ordonanța 6, la fel, cele care le-au oferit primarilor niște posibile. Practic, a fost într-un fel sau altul legiferată, dacă doriți, sau acceptat tot felul de știu, mașinațiuni fiscale, modificându-se codul fiscal prin ordonanța nouă, dându-se niște libertăți primarilor care pot deturna fonduri fără să fie pedepsiți, pot angaja cheltuieli fără să aibă sursă de finanțare, niște aberații de acestea fiscale, din dorința aceasta de... nici nu mai știu care dorință. Da? În orice caz, în aceeași zonă, da? Cu ordonanța 13 care legifera hoția, dar legifera hoția în sensul că era suma aia de puteai să tot la 200 de lei fără să pățești nimic. Domnul Șerban Nicolae, care grația acum pe autorii faptelor de corupție și le dădea și un termen încă de 30 de zile în care mai puteau face câte ceva, lumea ieșea în stradă și domnul Șerban Nicolae, l-am văzut ieri sau la altă ieri ieșind cu o declarație, da, am văzut că iese lumea în stradă. De asta spun, nu este exclus să renunțăm și la lege, că ținem cont de ce se întâmplă în stradă. Dar de ce e scos lumea în stradă? Că declarațiile dumneavoastră au scos în stradă. Nu, el a scos în stradă. Sorosiștii ăștia, da, ca să spun așa, au fost scos în stradă. Și atunci, poți să nu te întreb, care e scopul de fapt? De ce vin cu astfel de declarații? Că în final nici ordonanța 13 n-a trecut, nici modificările legislative a lui Șerban Nicolae nu vor trece. Atunci de ce au făcut, de ce au ambalat societatea? Ca să pună Batista societatea? Pe țambalul neputinței economice, da, probabil, și a problemelor așa economice cu care ne confruntăm. În același timp putem observa o problemă foarte mare pe care o are în aceste zile domnul Dragnea cu primarii. Pentru că majoritatea acestor decizii erau în avantajul primarilor. Trebuie să recunoaștem, indiferent de natura lor politică, și ordonanța 13 și 9 vedeau un sprijinul primarilor cărora le se dădea așa o libertate mai mare. Primari care au ajutat PSD-ul la alegeri. Asta e, sau au ajutat partidele la alegeri, ca să nu spun doar PSD-ul. Da? Miza întreagă de la începutul anului trecut a fost pe primari. De asta au modificat legea electorală astfel încât primarii au fost aleși din primul tur, fiind avantajați cei care erau în funcție și așa mai departe. Și modificarea ordonanței 9 cu modificările fiscale, tot primarii avantajează. Dacă ar fi venit ordonanța 13, tot primarii erau cei avantajați pentru că ei administrează bugete mai mari de 200.000 de lei și puteau face tot felul de jocuri. Ei bine, l-am văzut pe Dragnea zilele trecute extrem de vocal tocmai în această direcție a primarilor, având el marea grijă că în momentul anchetelor procurorii întreabă de prea multe ori pe primari de ce au făcut un drum unde l-au făcut. Era vorba de oportunitatea. Dar domnul Dragnea, dacă nu întreabă procurorii, cine întreabă? Că voi la partid nu întrebați dacă fac drumuri unde... Hai să mergem, că poate găsim și în județ drumuri făcute aiurea pe fonduri europene sau mai știu unde. Na. Și dacă nu întreabă procurorii, cine să-i întrebe? Sau nu trebuie să fie întrebați primari? Păi, tocmai. Nu trebuie de întrebați. Ce să fie întrebați? De ce să fie întrebați în general? Păi uite, apropo de a întreba sau nu a întreba, sau unde suntem și Batista pe țambalul tăcerii sau pe tambalul, cum să-i spun eu, abaterii atenției pe acest, da, pe acest fenomen. Uite un pic ce arată previziunile economice și ne raportăm evident la euro, da, la ceea ce corect se întâmplă cu moneda europeană în raport cu aleuțul nostru. Că noi ceva de genul stăm și ne halim în televizoare, băi că ăla Șerban, că s-a dus, că nu s-a dus, că dă, că nu-i dă, că grațiază, că facem și așa mai departe. Pe acest fond, îi aflăm că economia e vai de mama ei, pe acest fond aflăm că încasările la bugetele, la bugetul de stat sunt foarte, foarte mici și că nu sunt bani. Pe acest fond al măririlor salariale, pensii și așa mai departe, aflăm că lucrurile s-ar putea să aibă, să prindă, să fie într-o zonă foarte, foarte complicată. Pe băieții ăștia nu interesează. Păi uite aici, euro, spune presa, un obiectiv din pagina 6, se îndepărtează de pragul de 4 sănătate, pragul 4,55 de lei, atingând ieri un nivel maxim din octombrie 2012. Da. Octombrie 2012, la 5 ani,
aproximativ atingem, depășim pragul de atunci din 2012 și suntem într-o zonă foarte, foarte periculoasă. Îi văd și pe cei de la, de la o bancă, să spunem, de la o bancă străină, ca să lui dăm denumirea, care vin și fac predicții de genul până în decembrie 2017 euro va fi undeva la 4,62 cotat. Dacă vreți părerea mea, nu mă pricep, eu cred că se va întâmpla mult mai repede la modul cum funcționează lucrurile. Ce ne spune asta? Ce ne spune asta? Despre instabilitate financiară, despre instabilitate monetară, ne spune de prețuri care vor urca și care deja se văd. Dacă mergeți la carburant, vedeți prețurile în pompă. Dacă vă luați pâine, vedeți cât e prețul la pâine. Și faceți doar o comparație. Nu trebuie să vă fac eu, nu trebuie să vă facă Florin, nu facem noi. Nu face nimeni comparațiile. Le faceți singur și vedeți comparațiile vis-a-vis de prețuri, cum au fost și cum sunt. Toate astea ne duc într-o anumită zonă a cheltuielilor și a... și a puterii leuțului pe care cică la un moment dat îl luăm. Dar toate astea le-au făcut băieții ăștia ca să ne abată nouă atenția de la lucrurile care tot nouă ni se întâmplă și care sunt foarte importante. Vorbim de pușcării. Știi, ca povestea aia. Bă, zice, îi spui ăluia care n-are mașină că vrei să-i faci autostradă. Ăla, ce tem cu autostrada mea. Cu tot, cu autostrada ta, cu tot. Că pe mine nu mă interesează. Pe mine mă interesează să văd. La fel și ăla care n-are nicio legătură cu pușcăria. Tu îi dai, știi? Bagă-i, frate, să vezi că-i dăm, că-i facem, că-i trecem. N-are treabă omul, că n-are treabă, că nu-l interesează. Dar interesează alte chestii. Pe când așa, bătându-i atenția de la lucrurile importante, bagi pe toate canalele astea de tip autostradă, tip SEBI, tip toate alea, bagi tot felul de chestii de genul ăsta, vii cu tot felul de povești, știi, și inventezi absolut tot timpul, pentru că dacă observat, roata asta invențiilor nu se oprește aici. Și lucrurile astea reale, legate de economie și de bani și de stabilitate și de ce facem noi mâine, rămân undeva în spate. Acum au inventat o altă poveste. A venit Tudorel. Tudorel. Decât de la Iași. Și Tudorel zice ce? Zice Tudorel, bă, tată, zice, aștept în perioada următoare, eu fiind decât fost judecător la Curtea Constituțională, susținut de PSD, evident, ce... cum în perioada următoare vreau ca băieții ăștia și cu fetele astea de la DNA și de la procurorul, de la parchetul general, de procurorul general, să-și dea demisiile, că dacă nu-i demisionez eu. Ăia zic, bă, nu ne dăm demisiile, pentru că e o procedură, CSM, ăia ne fac, ne dau calificative, facem și trecem. Ce înseamnă povestea asta? O nouă chestie legată de un scandal și așa mai departe. Ce facem noi, de fapt? Perdere de fum. Cine-i beneficiarul? Noi. Nu? Nouă ni se întâmplă toată povestea asta. Cum le tratăm? Vorbim după publicitate, că mai avem de povestit.